Vreau să mă scriu la audiență. Ați auzit că avem prietor nou la Rășcani și vă gândiți să rezolvați problema. Da, eu tare trag nedejde ca să rezolv problema. Da. Deci de atunci când am filmat noi, tot n-aveți căldură, dar tot plătiți adiunci pernic. N-am căldură absolut deloc și am documente. 2000 pian, 4000 pian, 5000 pian, dar temperatura e ce ești? 12 grade? 12 și 14. Pensia mătale ajunge până la 14 și jumătate. Temperatura? Ce mai mare a fost, da. Când e cald afară, cred că. Cam așa, da? Da. Dar noaptea 7 grade, când era frigurile. 7 grade era. Și administrația blocului sau termocomul ce zice? Care-i problema? Că-i tehnică sau ce? Ai zis că-i schimbat și caloriferele. Am schimbat pe nou și toate, toate țevele le-am schimbat pe nou. În apartament? Da. Și tot rece? Tot. Da, acum aia de-am văzut că nu mai găsesc sanine și au spus că ei, dar unde a schimbat nou, nu chiar așa pus cum trebuie. De acolo doi specialiști au lucrat care eu am căutat, nu așa ca să aflu, cine mai bine lucrează. Și toată lumea zice că e în regulă, dar ei găsesc în regulă. Apoi ce pot eu? Dacă e tot așa. Și am rugat, am scris un demers la termoelectrică și am rugat, știți, ca excepție, să-mi dea așa cum ei zic, nu-i bine, nu-i bine, nu-i pus, nu-i făcut, să-mi dea un specialist de lor, de lor, să-l facă ei singuri, bine, da. Să facă bine și eu să plătesc. Au spus că da, dar așa nu se poate, că nu știu ce. Și, nu. Și de atâți ani ești fără căldură, înțeleg pe câți bani te-au scutit de datorie. Nu, asta nu cum o scutei de da, cum a fost? Atunci a fost o restanță luată din pod. Am înțeles, pe aceea au anulat-o în instanță de judecată. Da, fiindcă dar este toate le-ai achitat, temperatura a rămas aceeași? Păi, într-o copiică, eu tot am achitat. Pentru că eu vara nu mănânc, nu am apă fierbinte, televizorul la mine nu lucrează de nu știu de câți ani, frigoriferul îl pun numai câteodată, știți, mă, când... Eu n-am nimic, eu trăiesc așa că aduc apa de la fântână. Eu și cu fântâna am tare, fiindcă... Aici, la bloc locuiesc, dar aduci apă din fântână. Aduc apă de băut, ca să nu cumpăr om, măm, nu știu ce de ce. Eu aduc și foarte bună apă. Numai și cu fântâna, că e neînregistrată. Că a murit, acei care gospodari era, a murit. Aici, în parc, unde? Aici e... pe... Eu de-am și-am uitat... Ei, nu contează. Ei, oricum e un oraș, eu nu prea cred că e sănătoasă apa, dar de-am uitat răspunderea mea tale. Bine, bine. Dacă eu biu și se întreagă, înseamnă că e bună apa. Sau faci economie și atunci... Și una și alta. Am înțeles. Da, apă în deci ai speranță că conducerea nouă preturii o să intervină să te apere. Da, eu spun că eu n-am nimic. Eu așa, acum, eu tot fac ca să-mi rămâi bani, să plătesc pe cei ce n-am. Dar nu-i normal așa, că tu, în lumea civilizată, din pensie ești, trăiești fericit bătrânețe, dar măta trebuie să dai tot la stat. Da, asta e așa.